la premiera filmului 21 de rubini, la care tu ai făcut, ești și producător și te ocupaști de scenografie și de ce am văzut eu acolo și de alte lucruri pe generic. Cum a fost lucrul la această producție? A fost puțin mai complicat și greu pentru că a fost o echipă mai mică și la producție și în general. Bine, la prima parte, am filmat în 2017 la Niculițel și eu acolo am făcut scenografia. Deci în prima parte, în a doua, dar mai puțin, am avut ajutor pe Natalia Neac. Producția a fost mai complicată decât de obicei pentru că am avut actori internaționali, am avut pe Mickey Rourke, pe Anthony Delon, pe Elisabeta Fellini, au fost și aspecte juridice, deosebite situații cu care ne-am confruntat. A fost mai complicat și din punct de vedere al logisticii. Am avut rulote pentru actori, echipamentele multe. A fost destul de greu să zic așa. Știi că ai recomandat lui Ciprian să facă un scurtmetraj și iată că a ieșit un film. Nu, n-a spus bine. De fapt, i-am recomandat să facă filmul mai scurt pentru că durează 2 ore jumate și știți, distribuitorii, de fapt noi am distribuit filmul, dar în general toată lumea te întreabă că durează filmul și tu spui, vai, 2 ore jumate, e prea lung și aveam temerea asta să nu fie prea lung. Dar toți care l-au văzut ne-au spus că nu simt că ar fi prea lung, adică poți să-l duci, poți să-l vezi și să te țină totuși fără să te plictisești și să fie interesant. Deci am recomandat doar filmul acesta să fie mai scurt, dar numai pentru că am avut mult material, am filmat și în 2017 cât un film întreg și acum la fel. Inițial era de 3 ore și am tăiat din el, s-a ajuns la 2 ore jumate. Care a fost cel mai greu lucru la această producție, din punctul tău de vedere? Au fost multe foarte grele. Au fost multe, nu... Nu pot să zic anume... A fost complicat, a fost destul de complicat. Ați dus-o la capăt. Da, eu zic că cu ajutorul Dumnezeu numai, că e foarte greu. Adică cine face producție știe ce înseamnă să faci un așa film. Și cu actori de Italia asta și actorii români au fost foarte buni, actori renumiți, actori mai puțin renumiți și foarte talentați. Și am avut figurație multe, am avut locații multe, locații diverse. De exemplu, în 2017 filmul a fost filmat mai mult în zona rurală, se vede, se simte și e discrepanța față de ce am filmat acum în Oradea, în februarie, care e mai sofisticat și locațiile, am avut sinagogă, am avut teatru, am avut petreceri, așa, de club, cu figuranți foarte mulți și, da, e cred că și vizual interesant filmul din punctul ăsta de vedere, că e partea România asta veche, puțin înapoiată, cu anumite nostalgie și România zilelor noastre mai sofisticată, mai perversă, mai după interes, așa, dar da, eu cred că e frumos pe ansamblu filmul, e... te ține, da, asta e cuvântul, cred. Ai ceva ce să le recomand spectatorilor? Eu mi-aș dori foarte mult să vină la avantpremiere, n-am avut timp să organizăm așa mai din timp. Oricum suntem genul care face lucruri repede. Pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram poți să găsească program complet. Și bineînțeles, sunt cinematografe din 3 noiembrie. Să vină, să-l vadă, pentru că e un film care merită să fie văzut în cinematograf.